Era în jurul orei 9 când unul din locatare a ieșit din casă și a dat peste un fum gros ce puse se stăpânire pe toată scara. Fumul, dar și mirosul înțepător l-au speriat pe bărbatul care imediat a pus mâna pe telefon și a sunat la 112, îngrijorat că tot blocul ar putea fi cuprins de flăcări. În 5 minute pompierii erau la fața locului unde, într-adevăr, au găsit mult fum, însă nici o flacără, nici în vreun apartament și nici în subsol. Misterul fumului ce a fără foc a fost elucidat rapid. De fapt, nu era fum, ci substanțele împrăștiate de oamenii de la dezinsecție, care în dimineața respectivă fuseseră în blocul cu pricina. Poate că nu s-ar fi ajuns până aici și poate că Giurgiu Veanul, care s-a speriat și a pus pe drumuri pompierii degeaba, nu ar fi reacționat așa dacă asociația de locatari ar fi pus măcar un anunț în care să avertizeze că în data D, în bloc ar urma să se facă dezinsecția, așa cum s-a întâmplat în alte cartiere ale orașului.